Și-a cărat pe bicicletă aparatul cu burduf, trepiedul și plăcile de sticlă prin toate satele și orașele de pe Valea Mureșului. Și peste tot a lăsat o fotografie, un chip. El, fotograful amator, a dăruit posterității imaginile însuflețirii dumnezeiești de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Din 100.000 de oameni, 100.000 de români, niciunul nu avea un asemenea aparat, în afară de Samuilă Mârza, care era fotograf veteran din război. Probabil că toate celelalte aparate de acest fel aparțineau comunității maghiare, comunității evreiești din, din zonă, care probabil a boicotat într-un fel sau altul evenimentul și de aceea nu avem alte fotografii din această zi. Nu pentru că nu ar fi existat tehnică, ci pentru că populația românească era săracă. Peste 100.000 este cifra estimată de, și de istorici și, și de participanții la adunare din, din acea zi. Și aceste fotografii, într-adevăr, au fost folosite ulterior de România în timpul tratatelor de pace de la Paris din 1919, în mapa cu care România s-a prezentat la, la aceste tratate, tocmai pentru a arăta cât de democratic a fost acest act și cât de largă a fost participarea oamenilor la acest moment. Satul Galtiu, locul în care s-a născut Samuilă Mârza, se află în lunca Mureșului. E un sat românesc atestat documentar din anul 1333. Populația este majoritar românească, dar împreună cu românii au trăit și câteva familii de unguri, evrei și țigani. Înainte de Marea Unire, țăranii lucrau pe moșia ungurului Sas Pali, care deținea toată suprafața agricolă a satului. După făurirea României Mari, s-a produs schimbarea, învierea. Marile moșii au fost expropiate, țăranii au primit terenuri și locuri de casă, s-au bucurat de reforma agrară și au schimbat modul de viață. Au înflorit școlile românești și bisericile, țăranii și-au trimis copiii la studii înalte și din mijlocul lor se ridică o elită care își va asuma propășirea națională. Sărbătorile creștine au fost păstrate la loc de cinste. Tricolorul flutura pe fiecare casă și locuitorii din Galtiu se mândresc în mai 1894 o delegație de 8 țărani în frunte cu primarul Iacob Mârza s-au dus la Cluj la procesul memorandiștilor. La întoarcere sătenii i-au primit cu flori și cântece. Cimitirul eroilor, aflat în mijlocul satului, e plin de tineri care și-au dat viața în primul război mondial, războiul de întregire. Pe frontul austriac din Galiția și pe cel din Italia, a luat parte la război începând cu toamna lui 1914 și tânărul fotograf Samuilă Mârza, dar el a apucat să vină acasă cu 4 zile înainte de Marea Unire. Avea o misiune de îndeplinit. Aducea cu el momente imortalizate de la sfințirea primului steag tricolor al Consiliului Național Român Militar. 3 imagini cu soldații români, ardeleni, obligați până atunci să lupte în armata austro-ungară. Erau la Viena, capitala Imperiului, unde se aflau 70.000 de soldați originari din Transilvania, din care peste 5.000 erau români. Capelanul militar Iuliu Hosu, prezent la Viena, i-a deslegat pe militar de jurământul față de împărat, iar tânărul locotenent Iuliu Maniu, chemat să organizeze o armată națională română, le-a dat însuflețirea. Avem aici, în acest părculeț de la Galtiu, o troiță înălțată în cinste eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial, iar în stânga mea, în spatele meu, bustul marelui fotograf al Unirii de la 1918, Samuilă Mârza. Este un fiu al acestei, da, comune.
Domnul Samuel Mârza este născut în localitatea Galtiu și a fost fotograful care a imortalizat Marea Unire de la 1918, fapt pentru care am considerat că trebuie să-i cinstim numele și să cunoască și cei care vor veni ce a făcut dânsul pentru România. Prima fotografie de familie o am din clasa 4-a de primară. Duminica, după ce veneau oamenii de la biserică, luau masa, se odihneau și după masa ieșeau la poartă. La fiecare locuință era o bancă la poartă unde stăteau femeile cu copiii, bărbații și era o femeie în sat care făcea floricele, cocoș, cum le ziceam noi, și copiii și femeile mâncau cocoș, stăteau de povești prin sat. Șoseaua nu era atunci asfaltată, era, cum se zice, drum de țară din pământ. Venea fotograful Samuel Mârza de la Alba Iulia cu bicicleta la Rudenii, în Galtiu, satul vecin cu noi. Era nedespărțit de bicicletă. Pe bicicletă venea cu aparatul fotografic, trepiedul, o geantă mare burdușită cu plăci fotografice și oamenii dădea bună ziua, oamenii zicea: domnul Mârza, domnul Samuile, nu-mi faceți un chip? Cum să nu? Și un, așa chip, un chip însemnând o fotografie. O fotografie, da. Și așa mi-amintesc că opri la noi la poartă, cunoștea foarte bine pe mama, că se țineau de Rudenii, prin faptul că era căsătorit o soră cu fratele lui mama, și dădea bună ziua, s-o opri și mama zice: domnul Samuel, nu ne faci și nouă un chip? Cum să nu, Elenuță? Hai, da-n curte. Intră cu bicicleta. Primul lucru care zice lui mama: Elenuță, pune niște lepedee pe gard. Adică să aibă un fundal mai frumos decât... Un covor, un... Da, un covor. Un așternut. Da, și în timpul ăsta își dădea jos de pe bicicletă aparatul, trepiedul, geanta, le așeza în poziție de a face fotografii și după aceea în fața lepedeelor ne așeza pe noi, copiii cu părinții, și ne făcea un fel de instructaj. Să nu râdem, să fim atenți la ce comenzi dă, să nu vorbim, să nu ne facem semne și așa mai departe. Era o făcea mai în glumă sau mai în serios? Era și mai în serios, în sensul că ne atenționa mai degrabă pe noi copiii, care nu aveam așa stare să stăm liniștiți ca să ne fotografieze. Și după aceea ne fotografia și peste o săptămână sau două sau trei, depinde că el umbla pe sate cu bicicleta și făcea fotografii și mergea de obicei în zilele de sărbătoare când oamenii erau liberi. Mulți săteni din Galtiu poartă numele de Mârza. Familia lui Samuel, Ștefan tatăl cu cele două soții, Ana, care a murit de timpuriu, și Raveca, cea de-a doua soție, au avut 9 copii, numeroși nepoți și strănepoți. Suntem pe strada care duce la casa lui Samuel Mârza din Galtiu. Tatăl lor a fost câțiva ani plecat în America, poate de aceea învățat cu noutățile vremii și a dat acordul să vândă o pereche de boi care reprezenta în vremea aceea o avere și să-i cumpere lui Samuel un aparat de fotografiat. După terminarea cursului primar, face 6 clase de liceu la Alba Iulia.
Între anii 1909-1911, deci odată cu împlinirea vârstei de 16 ani, părinții îl trimit la Sibiu, la fotograful Iainec, ucenic, să învețe arta fotografică. O învață, îl pasionează și se întoarce în sat să-și imortalizeze neamurile. Nunți, poze de familie, feciori cu căciul de dorobanți și incinși cu brâie tricolore, feciorașii de țărani, plecarea tinerilor la armată, ceremonii ale sfințirii unor monumente. În fiecare casă din Galțiu e păstrată la loc sfânt, lângă icoane, o poză care să le amintească cum era satul românesc în pragul Marei Uniri. Eu am ajuns să îl cunosc mai bine după ce am mers la liceul la Alba Iulia în anul 1938. Că aici în sat am făcut 4 clase primare și după aceea m-am dus la liceul la Alba Iulia. A făcut și el 6 clase de... El a făcut, așa cum se știe, el s-a născut în 17 septembrie 1886. Și la vârsta de 7 ani, în 1893, a mers la școală. Aici, Sântimbru și Galtiu, sunt două sate vecine. Ne desparte numai o vale. Un pod treci valea și Galtiu. Și era școală comună și se numea școala poporală confesională greco-catolică din parohia Sântimbru și Galtiu. Și aici au făcut 6 clase primare, că așa era durata învățământului atunci, de 6 clase primare, după care s-a dus la Alba Iulia și a mai făcut 6 clase de liceu. Iar după ce a terminat liceul, era o fire mai întreprinzătoare, care dorea să învețe, să facă mai mult decât ceea ce făceau părinții noștri, sapa și plugul. În 1911 l-au trimis părinții la ucenic la un fotograf la Sibiu, Iainec se numea, și a făcut ucenicie de fotograf. După ce s-a întors de la Sibiu, acasă în familie, nu era căsătorit, lucra cu părinții și avea nevoie să fotografieze, nu avea aparat fotografic. Și atunci au făcut un efort mare părinții, în sensul că i-au cumpărat aparat fotografic. Aparatul fotografic la timpul ăla, îmi spunea o rudene de-a lui care a trăit, o cumnată de-a lui, 94 de ani, că o valorat aparatul fotografic era echivalent cu valoarea unei perechi de boi. O pereche de boi era avere mare la o familie în timpul respectiv. Luându-i aparatul de fotografiat, s-a apucat să facă fotografii. Și făcea fotografii în satele din jurul orașului Alba Iulia, până ajungea chiar până în Munții Apuseni. Că e o perioadă îndelungată, am muncit în Munții Apuseni și am fost vizitat la Bucium când eram la începutul meseriei mele, la Roșia Montană, unde l-am cazat câte o noapte sau două sau chiar trei nopți. Sunt nepotul fotograful Unirii Samuilă Mârza. Mai corect, bunicul meu și cu Samuilă Mârza au fost frați buni. Din părinții Ștefan și Ana. Este de admirat cum a trăit momentul cu Unirea, să adune oamenii înainte de a pleca la Alba Iulia, a fost un eveniment deosebit. A făcut mai multe poze, știți probabil că era altcineva plătit să facă poze cu Unirea,
nu mai discutăm ce s-a întâmplat, asta este treaba. Întâmplarea a făcut că domnul Samuile, adică fratele bunicului meu, a sosit acasă din război, cam cu 4 zile înainte de unire. De pe front, Samuile Mârza a adus 3 fotografii istorice. Se pare că acesta a fost începutul ca fotograf al marilor evenimente, al mulțimilor și al sărbărilor naționale. Referitor la amintiri, multă vreme, eu eram de 12 ani când a murit, în 1967, dar am povestit taică-meu foarte mult de el. Bineînțeles că atunci când venea în sat, aduna oamenii, haideți să vă fac o poză. Ca o glumă, avea cea mai frumoasă meserie, toate femeile îi zâmbeau. Și îmi spunea tata, uite-te, să te bucuri, avem și noi poze de familie când vine. E o chestie să ții timpul în loc, să te uiți peste ani, să vezi cum au evoluat oamenii și cum... Referitor la... Ne-am întâlnit de câteva ori copil, fiind, mă rog, 12 ani. Totuși oamenii atunci erau altfel, nu știu, aveau o demnitate, aveau niște principii. Acum oamenii mai suspuși, mai, care au avut câte un cuvânt de spus în viața acestei țări. Destinul țării. În destinul țării, da. S-a reîntors de pe front în 1918, a sosit acasă cu 4 zile înainte de 1 decembrie 1918. În sat erau învățătoare care a făcut repetiții cu oamenii, în sensul să știe cântece patriotice, să își pregătească cele mai frumoase haine pentru a se duce la Alba Iulia. Și aș vrea să vă precizez că femeile au țesut în război un steag 3 culori, care se vede în fotografia făcută cu sătenii lui, iar fetele au țesut în cele 3 culori naționale o pancartă pe care scrie Galtiu, trăiască Unirea și România Mare. Pe pancartă mai sunt încă 5 floricele cu aceleași culori naționale. Deci erau pregătiți de învățătoare, se numește Galeni Mârza. Tatăl ei a fost la procesul memorandiștilor la Cluj în 1894 cu o delegație de 8 țărani din satul Galtiu, la Cluj. Deci o fiică de mare român și mare patriot. Și dimineața, când a sosit acasă, pregătirile astea de Alba Iulia erau un toi. Și sigur că oamenii s-au bucurat că au venit și mai ales că avea aparatul de fotografiat ca să facă niște fotografii. Și înainte de a pleca la 1 decembrie la Alba Iulia, a făcut 3 fotografii memorabile, care v-am spus-o mai înainte. Una era grupul mare, prima fotografie, grupul mare cu steagul 3 culori în partea stângă, pancarta la mijloc, învățătoarea și, în primul rând, femeile în costume naționale, fiindcă aici oamenii au avut costume naționale deosebit de frumoase. A doua fotografie erau prinsi într-un semicerc în așa presupusa horă a Unirii, cu aceleași personaje. Și a treia fotografie, aceste două sunt cunoscute și publicate, și a treia fotografie cu o grupă de călăreți care au plecat la unire la Alba Iulia.
duminică dimineața, pe jos, încolonați, în frunte cu preotul Iosif Șerban, cu primarul satului, cu oamenii cei mai de vază, au plecat pe jos la Alba Iulia, unde au ajuns, după cum se știe, în jurul orei 11 pe platou din jurul cetății de la Alba Iulia. La Alba Iulia era un fotograf pe nume Arthur Bach. Eu l-am cunoscut, că primele fotografii de elevi de liceu în clasa 1 mi le-a făcut el. El avea atelier fotografic în casa lui proprie. Consiliul Național Român, constituit ca să, cu organizarea Sărbărilor Unirii de la 1 decembrie 1918, l-a angajat pe Bach ca să vină să fotografeze sărbările. El, în ziua de 1 decembrie, nu s-a prezentat să fotografeze sărbările. Norocul, salvarea, a venit de la Samuilă Mârza, care împreună cu sătenii lui, cu aparatul, cu trepiedul, cu plăcile fotografice, au ajuns pe cetate. Așa am ajuns și numai datorită lui să avem fotografiile de la Unire. Altfel, nu aveam nicio fotografie de la sărbările Unirii. Aș vrea să vă spun că el a făcut aceste 7 imagini fotografice, care le găsim în toate studiile, cărțile și documentele și așa mai departe. În 1919, la începutul anului, a făcut un album fotografic care se intitulează Marea Adunare Națională de la Alba Iulia în chipuri, care a fost donată, albumul donat la primul ministru Ice Brăteanu, la episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, lui Iuliu Maniu, lui Nicolae Iorga și la alți oameni mari politici ai României, iar 2 exemplare au fost incluse în documentele tratatului de pace de la Versailles și de la Trianon, care să dovedească ilustrativ unirea românilor. Consiliul Național Român a angajat un fotograf din Alba Iulia, Arthur Bach, să fotografieze sărbările Unirii, dar în ziua de 1 decembrie nu se prezintă. Salvarea, se spune, a venit de la tânărul patriot român din satul Galtiu, care a salvat de la peire imaginile fotografice ale actului Unirii. La ora 11, Samoilă Mârza a ajuns pe platoul din Alba Iulia. Fotografiază delegații din Galtiu, discursul episcopului Gherlei, Iuliu Hosu, a doctorului Miron Cristea, episcopul ortodox al Caransebeșului, discursul doctorului Aurel Vlad, mulțimea ovaționând hotărârea de unire și, desigur, fotografiile delegaților din Galtiu. Astăzi sunt recunoscute 7 fotografii unicat, ale căror originale se află în Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Au fost aleși, cum bine se știe, 1228 de delegați, de parlamentari, am spune astăzi cu un termen ca să fie pe înțelesul tuturor românilor. Pe baza celor credenționale cu care au venit la Alba Iulia, 1228 de delegați, de parlamentari, repet, să fie mai bine înțeles momentul. Ei, au fost alegeri democratice la care au participat aproape toți membrii unei comunități, în sate, în orașe, în comune. Alegerea acestor delegați s-a făcut firesc. N-au fost perturbări, n-au fost lucruri care să iasă în evidență ca fiind greșeli de organizare. Totul a mers impecabil. A fost un moment pe care națiunea română nu l-a mai cunoscut până atunci și aș putea spune, cred, și nu l-a mai cunoscut de atunci. Poate momentul decembrie 89 să se apropie cumva, pentru că a fost la fel un moment în care și-au fost zile
săptămâni în care întreaga națiune a pulsat pentru niște obiective, pentru niște idealuri înalte. Dar în toamna anului 1918 au fost câteva săptămâni în care s-a reușit o mobilizare exemplară, pentru că a fost acest exercițiu democratic. Ați făcut mult pentru rememorarea acestor evenimente și acestor mari oameni. Cimitirul Eroilor, când l-ați amenajat? Cimitirul Eroilor a fost restaurat, să zic așa, din temelii în anul 1995, odată cu întâlnire, o serbare, întâlnire cu fiii satului Sântimbru, când a fost refăcute mormintele, plăcile care au fost scrise pe fiecare cruce, că e un cimitir simbolic, iar Troița a fost făcută după o poză care exista în arhive la Muzeul Național. Spuneți-ne, domnule primar, își amintesc sătenii din Galtiu de Samoilă Mârza? Au în case fotografii? Cu siguranță. Cei mai în vârstă își amintesc foarte bine de Samoilă Mârza și toți sunt mândri că sunt imbreni galtieni și strămoșii lor au participat la Marea Unire. Pentru că, întorcându-se de pe front, Samoilă Mârza a imortalizat pe acele poze cetățenii din Galtiu care au țesut un drapel al tricolor al țării noastre și o pancartă cu care s-au dus la 1 decembrie la Marea Unire. Mai există rezerve cu toate vremurile pe care le trăim? Trăim totuși în libertate și în democrație. Mai există rezerve de entuziasm în oamenii aceștia? Există și cred că vor exista și mai multe anul viitor, când o să-și dea seama toți românii de însemnătatea Marii Unirii și vrem să o sărbătorim cum se cuvine. Spuneți-ne, domnule primar, câți locuitori are Galtiu acum? Galtiu în jur de 500 de locuitori, iar ca și comună avem 3065. Un lucru îmbucurător în comparație cu alte localități care scad ca natalitate, comuna Sântimbru din 1990 a crescut cu 300 de locuitori. Deci suntem o comună mai aparte și mă bucur că oamenii vin înapoi, își construiesc case, mai ales acum că avem dig de apărare, care era o problemă. Omul nu venea în zonă inundabilă. Acum este deschis, l-a construit în zona noastră. Vă mândriți cu digul acesta, nu? Să știți că e o realizare deosebită, pentru că în anul 95-2002, în fiecare an, Mureșul ne-a inundat gospodăriile, terenurile agricole. Și construirea acestui dig, și vreau să mulțumesc cetățenilor, pentru că nu se putea construi, pentru că nu era terenul pe care să construiască. Și-au cedat din teren și am putut să construim. Și mi-aduc aminte că am folosit chiar argilă din deal. La momentul respectiv eram acuzați că stricăm pășunea, dar am realizat digul și acum, când se fac investiții la autostradă, dealul a fost refăcut din nou și toată lumea e liniștită și mulțumită. La Alba Iulia, așa cum se știe, au fost peste 100.000. Acum am și lucruri care le-am reținut, în primul rând de la bunicul și de la tata și de la oamenii din sat mai bătrâni, care i-am cunoscut și în duminici, când mai stăteam pe la poartă, povesteau de anumite evenimente istorice. Și chiar îmi spunea moșul că, zicea, măi, copile, curgeau oamenii pe drumul țării, zice, era ca și cum curge Mureșul. Așa veneau oamenii pe jos și ori venit cu câte 3-4 zile înainte. După aceea au venit, unii au venit cu trenul, dar nu erau trenuri atâtea și circula câte sunt acum. Și chiar în casa, în gospodăria noastră, a fost o casă a unui frate și zice, mă, în cele două cameri au stat oameni din Maramureș, zice, care au venit pentru unire cu două zile înainte. Zice, zi și noapte numai ori cântat și ori jucat. Și la 1 decembrie dimineața, pe întuneric, zice, tropăind, jucând, cântând,
au plecat pe jos la Alba Iulia. Deci a fost o efervescență deosebită, o așteptare fantastică ca să ajungă să vadă actul Marii Uniri. Fiindcă românii transilvăneni, bănățeni, au trăit mult sub jugul străin în această zonă Ardealului și Banatului. După 1 decembrie, Samoilă Mârza este invitat la toate evenimentele și sărbările naționale din Transilvania. Devine într-un fel corespondent special al casei regale. Fotografiază prima vizită a regelui Ferdinand și a reginei Maria în Transilvania din primăvara anului 1919. Din primele luni ale anului 1921 încep lucrările de construcție ale Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Samoilă Mârza a fotografiat etapă cu etapă execuția catedralei, de la punerea pietrei de temelie în 23 martie 1921 până la sfințirea ei în 8 octombrie 1922. A fotografiat ceremonia încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria la 15 octombrie 1922 în Catedrala Reîntregirii. A participat la centenarul nașterii lui Avram Iancu în prezența regelui Ferdinand, a familiei regale și a înalților conducători de stat. A fotografiat aniversarea a 10 ani de la Marea Unire, în 20 mai 1929, care a fost o adevărată revărsare de patriotism și de mândrie națională. Tot atunci s-a inaugurat Muzeul Unirii în aripa de nord-est a Catedralei Încoronării. De la oameni direct. O parte din ele le-am obținut de la verișoara mea, Viorică Truța, dar s-o chema Muntean înainte de căsătorie. Era verișoară primară cu mine și nepoata de soră a fotografului. O parte le-am avut de la ea, fiindcă ea a moștenit toată arhiva, să zic așa, fotografică a lui Samoilă, care ea a vândut-o după aceea la Muzeul Național a Unirii din Alba Iulia. Deci o parte de fotografii le-am de la ea, iar în anul 2003, când am sărbătorit 85 de ani de la Unire și am ridicat, aici ai martor domnul primar, am ridicat un bust al lui Samoilă Mârza în parcul din satul Galtiu și atunci am scris o carte, prima, de fapt, cu fotograful Samoilă Mârza și, mergând la biserică, în timpul după slujbă, am anunțat oamenii care au fotografii, uite ce fotografii mă interesează, să mi le dea, le scanăm, le facem copii și le restituim. Și așa au venit oamenii foarte bucuroși, nu știau care să vină mai devreme ca să-mi aducă fotografii. Și după aceea le-am restituit de la ei. Și încă la oameni se găsesc fotografii și am așa o idee în cap acum pentru 1 decembrie anul viitor să mă duc personal din casă în casă, că poate să mai găsim și să avem surpriză, să mai găsim fotografii de valoare foarte mare. Îl vom mai vedea în fotografii bătrân bolnav, sprijinindu-se într-un baston în 1966, alături de o delegație de stat condusă de Nicolae Ceaușescu. Dar visul de a serba semicentenarul nu l-a mai apucat. Puțin or fost la semicentenar. Și chiar este fotografia asta în carte,
cu Samoilă Mârza în 1967. Că un an mai târziu a murit. Semicentenarul a fost în noiembrie 1968. În noiembrie s-a sărbătorit. Și acolo, în fotografie, după ce președintele statului de atunci a făcut o vizită la Alba Iulia, s-a fotografiat la ieșire din Sala Unirii. Și numai trei pe care eu i-am cunoscut, ori mai trei câțiva ani. Dar asta vorbesc de prin 70 încoace, aproape că nu mai fost. Dar s-au păstrat aceste mărturii despre cum ne-ați povestit înainte. Da. S-au păstrat mărturiile lor din familie în familie. Sigur, sigur. Și familia lor e numeroasă. E numeroasă. Ștefan Mârza, tata fotografului, a fost căsătorit cu prima căsătorie cu o femeie, Ana, din Drâmbar. Asta e un sat vecin cu Alba Iulia, pe Valea Mureșului, pe malul stâng. Și au avut 4 copii. Cel mai primul copil a fost unul născut, Mârza Onu, în 1884. Soția i-a murit, a rămas cu 2 copii, că ceilalți 2 au murit de tine, s-a recăsătorit cu o femeie, cu altă femeie din Galtiu de data asta și cu aia a avut iară 5 copii. Deci Mârza Ștefan a avut 9 copii, din care au trăit 7. Și ăștia fiecare au mai avut câte cel puțin 3, dacă nu 4 sau 5 copii. Deci o familie numeroasă. Samoilă Mârza a murit la Alba Iulia, acolo e înmormântat. Samoilă Mârza a murit la Alba Iulia în 19 decembrie 1967. Deci n-a apucat să prindă semicentenarul. Asta i-a fost dorința lui. Să ajungă să fotografieze semicentenarul Unirii. Și pentru asta a dat toată arhiva lui fotografică la Muzeul Național, care a luat-o prin profesorul Angel, și cu banii care i-a primit pe ea și-a cumpărat un nou aparat fotografic ca să serbeze semicentenarul. Dar nu mai a avut zile să ajungă să realizeze această mare dorință a lui. El e îngropat în Alba Iulia și aici chiar bine vă pot spune niște lucruri, poate interveniți și ajutați și dumneavoastră. E îngropat în cimitirul zis Maier de la gară, chiar pe aleea principală. Acolo, la intrare, la circa 50 de metri, pe partea stângă. În 2003, când i-am ridicat bustul, am fost curios să văd unde e îngropat Mârza. Și m-am dus, am chemat de la Ighiu, că acolo stătea verișoara asta mea, care l-a moștenit, să mergem să ne arate unde e îngropat Mârza. Și-a venit de la Ighiu, ne-am dus în cimitir și ne-a identificat mormântul, era pământ, iarbă și o cruce metalică inscripționată. Ei, după ce m-am despărțit de ea, m-am întâlnit cu profesorul Angel, care îl cunoștea și care i-a luat primul interviu publicat în revista Apul a muzeului. Și m-am dus din nou cu el la cimitir să vadă și să-mi confirme, fiindcă el a fost la mormântarea lui, Angel. Mormântarea i-a organizat-o directorul muzeului, atunci era profesorul Ion Berciu, o personalitate. Și cu cei de la muzeu au organizat mormântarea, au cuvântat și așa mai departe. Venind acasă, am luat legătura cu domnul primar și cu alte instituții, cum e revista Dacă România de la Alba Iulia.
și le-am spus, domnule, ce putem face să intervenim, să amenajeze mormântul lui. Zic, azi, mâine nu se mai vede nici pe cruce nimica, nu știe nimeni, știți cum să vând mormintele după o anumită perioadă. Și la intervenția domnului primar, la intervenția celorlalți care vi-am spus, primăria municipiului Alba Iulia i-a restaurat mormântul în sensul că pe mormânt s-a turnat o placă de beton, iar la cap i s-a ridicat un monument funerar cu datele lui, cu o fotografie a lui și cu o fotografie realizată la 1 decembrie 1918. Acum, pe surprinderea noastră, îmi spune un strănepot de-a lui Radu Mârza, domnul sunt Timbrean, am fost la cimitir să-i duc la Mârza acum un buchet de flori. Și zice că scrie acolo mormânt de vânzare. Și acum am intervenit din nou, i-am spus la domnul primar, am spus la alții, măi, să intervenim pentru totdeauna, să se știe că asta e o personalitate istorică și trebuie menținut aici cât dă-i, nu e cimitirul ăsta. Vă dați seama că trăim în istorie datorită lui Samuilă Mârza, datorită bătăliei de la Sântimbru, a lui Iancu de Hunedoara din 18 martie 1442, acum se împlinesc, n-am făcut o socoteală, care probabil vom face un eveniment, nu avem decât să ne bată inima referitor la bustul fratelui bunicului meu, atunci când s-a luat hotărârea să facă bustul, eu am fost cu ideea aici la Bruxelles să-i facă aparatul de fotografiat, pentru să știe lumea că e un fotograf, că dacă era un bust putea să fie un scriitor fără aparat, adică așa cred. Am crezut atunci. Suntem în istorie, asta este treaba. Datorită inspirației unui om, faptul că a fost pregătit, a fost la momentul potrivit. Omul potrivit la momentul potrivit. N-aveam poze de la Unire, cum să dovedim la Versailles, că într-adevăr au fost 100 de oameni și așa mai departe. Când am avut cel mai bun an, România, în 1918. Avem în față, prin aceste chipuri, o adevărată arhivă etnografică. Plecarea poporului din Galtiu la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 e o pagină în cartea de istorie. Sunt aceiași sărani fotografiați de Samuilă Mârza, chip cu chip, la botez, la cununii, la mormântări, la plecarea în armată, la sărbătorile naționale. Copiii fotografiați pe plăci de sticlă. Măi copii, să nu mișcați, să stați ca sfinții, le spunea fotograful. După 1918 a făcut un frumos album încadrat cu tricolor pe care l-a dăruit regelui Ferdinand, episcopului Iuliu Hosu, savantului Nicolae Iorga, generalului Henri Mathias Berthelot. Maestatea sa, regele Ferdinand, l-a decorat pe Samuilă Mârza pentru munca sa frumoasă și prețioasă cu medalia de aur clasa 1, serviciul credincios. Deși în actul de naștere era trecut Samuilă Mârza, după unire fotograful, sub influența marelui eveniment istoric, își adaugă prenumele Emanuel, care însemna cu noi este Dumnezeu. Cei 90 de ani pe care i-a trăit, i-a nobilat cu o operă fotografică unică în România. Această operă realizată cu harul lui Dumnezeu ne oferă imaginea cea mai scumpă românilor, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia în chipuri. Momentul când istoria ne chema la fapte, a găsit la datorie un brav patriot din Apuseni, un fotograf care venise la Alba Iulia din propria lui voință ca un simplu cetățean. Fraților, astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți
toți românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe veci cu țara mamă, România.